Vorbim cu următorul invitat, acum campion la motociclism și campion și la relație cu foarte multe femei faimoase din showbiz. Presa a scris toate aceste lucruri despre el. Unii mai cârcotași vorbesc că pe la colțurile evenimentelor mondene că l-ar fi depășit deja în cuceriri chiar și pe celebrul Ciucă. Nu știu ce să zic, bă, Ciucă, nu știu ce să zic. Să vedem dacă trece testul și recunoaște o femeie dintr-o privire. Îl invit în platou pe Cătălin Cazacu! Se vede, mă, că a trecut Bobo la platane, da, piesa asta de pe vremea lui. Eu am citit burtiera, dar speram să nu fie despre mine. Acum e ok. Cătălin Cazacu, cu testul fostelor iubite. Da, mai devreme scria Andreea, campioană la parașutism. Zic, mamă, dar unde am intrat? Eu zic, să vezi, belea, ce am ajuns la altă emisiune. Zic, unde? Am greșit platou, că pentru mine e dimineață, că eu mă trezesc la ora 1. E grav. Da, nu e nicio problemă, te rog frumos, ia un loc. Vedem testul fostelor iubite imediat, dragul meu. Întâi de toate, spune-mi ce ai mai făcut în ultima perioadă. Uite, spun cum îi spun și mamei, îmi trăiesc copilăria. Știi, mama mă sună ocazional, ce faci? Spune, mamă, fac bine, îmi trăiesc copilăria. Ce? Bă, și da, zice, da, maică ta, bă, mamă, dar prea multă copilărie. Asta, zice, până la o vârstă, până la 20 de ani, mă suna în continuu, zice, bă, dar nu te căsătorești și tu? Spune, mamă, mai trăiești și eu. E, de la o vârstă încolo a devenit critică, asta mă sună în continuu. În fiecare luni, dar auzi, dar nu... Lunea te sună. Da, lunea. Nu te căsătorești și tu? Și? E, în fiecare luni zic, băi, mamă, dacă mă ajută Dumnezeu, încă 5 ani nu. Acum știi cum e, așa să ne ajute Dumnezeu. Săraca femeie, îți dai seama că își dorește să fie bunică. Sau poate păi, e bunică. Bunică e. Da. E bunică. Că asta pe mine e bunică, e bunică, că da. Tu ai copil. Am un copil 9 ani, a făcut acum, păi, am o glumă pe chestia asta cu el, că eu, cum dau rar pe acasă, nu sunt tată model. Muncesc mult, nu de alta. De vreo 3 ani de zile tot zic că face 9 ani. Și acum copilul era în derută, nu înțelegea nici el. E, în sfârșit a făcut 9 ani copilul meu, deci pot să... Cum îl cheamă? Andrei îl cheamă. Andrei să vă trăiască. Dar ai fost căsătorit sau doar... N-am fost căsătorit niciodată. De așa, m-a ajutat Dumnezeu să nu și Andrei stă cu mama? Andrei stă cu mama și din când în când cu mine. De la mine învață prostiile, de la măsa încearcă. Ai o relație faină cu el? Foarte mișto am relația cu el. Am trecut și de discuția aia mișto în care m-a întrebat de ce tata nu mai e cu mama. Am trecut și de discuția pe care am avut-o și cu mama despre chestia asta. Și încerc să fiu un exemplu pentru el. Tot îi spun, băi, vrei să îți fie viața ușoară, dar nu fă ce fac eu. Și atunci e simplu. Deci tu ești pe principiu, fă ce zice popa, nu ce face popa. Exact. Așa foarte și tu. Exact. E, în cazul meu se potrivește perfect. Perfect. Haideți să vedem testul iubitelor, tată. Deci testul iubitelor, da? Ce m-am trezit eu din pat astăzi? Fii atent, îți arătăm niște fotografii. Femei din showbiz. Unele au fost iubitele tale, unele nu. Să vedem dacă le recunoști pe cele care au fost iubite, da? Știi vorba aia la pumul că lăudat nu te duc cu sacul gol? Mi se potrivește mie mult, lumea vorbește, noi te credem, dar nici tu să nu mai faci. Cam așa e la mine. Adică e multă... Adică multă vorbă. Lăsați. Hai să vedem. Nu fiți modest, domnul Cazacu. Deci ideea e în felul următor. Ți arătăm câteva imagini. Unele au fost iubite, unele nu. Poate de unele aflăm. Haide să poate vedem. Poate unul o să fie Doamne ajută. Doamne ajută. După buze, ia să vedem. Hai. Prima. Adică îți dai seama că știu deja. Cine? Ana Roman. Acum stai un pic, eu ar trebui să-mi dau seama după buzele că eu de aici plec, sunt singur. Ce fac acum? Deci, îți dai seama în ce situație mă pui deci acum? A fost iubita ta? Da, a fost iubita mea. Timp? Vreun an și ceva. Acum ar trebui să sufăr. Hai să vedem mai departe, ia să fii atent. Deci, a fost iubita ta? E... Eu acum am dat seama că asta e o capcană mare. De ce? Nu putem să facem altfel, să vedem toată poza din prima. Nu. Pe asta e după buze, dacă îți dai seama dacă a fost iubita ta sau nu. Avem și de aia de regulă de timp, am văzut. Da. Sau eu știi cum e, cui sunt buzele. Toate sunt celebre, să știi. Toate sunt celebre? E, uite, pe astea nu le știu. Nu știi? Nu le pe știu. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Te prefaci. Uite, toată așa se vede? Da. Aoleu. O joci. Zi, o știi, stai un pic, o știi sau nu? Mă uit mai bine. Pentru 1000 de euro, știi?
Dacă mi dai pe loc, pe cuvântul meu, știi cum revine memoria? Deci în secunda asta, dacă mi dai acum, că eu am așa, eu când văd bani, știi cum revine memoria? E mie la... Deci pentru 1000 de euro s-ar putea să revine memoria. Eu nu sunt foarte inteligent, ci odată la 24 de ore mie se resetează creierul, știi? Rămân doar informațiile alea care sunt foarte importante. Cum să merg, cum să respir, cum să vorbesc. Exact. Astea cu buzele nu am, dar pentru 1000 de euro, dacă vrei, căutăm în arhivă. În arhivă, ia-ți. Pentru oricare alte buze putem să băgăm mâna în foc, dar nu pentru astea. De ce? Nu știu. Nu știi? Chiar nu știi? Bănuiești, ține-ai, zice. Așa. Încearcă. Zi. Hai. Nu știu, pe cuvântul meu zic că nu știu, că vreau să nu știu. Zi. Deci știi, dar nu vrei să zici că știi. Nu vreau să te mint, dar mi se pare că e o capcană. Nu e capcană. Zi, cine crezi că e? Zi. Brigitte. Da, măi, a revenit memoria. Păi nu, nu, m-am uitat la poză. Stai să vedem dacă e. Ai văzut, mă? Am văzut poza. Mamă, a răspuns corect. Da. Știi vorba aia? Deci răspuns de la... 100%. Știi vorba aia, știu de la un prieten? Da. Ok, bun. Cât timp ați fost împreună? N-am fost împreună. Hai mă, când n-ați fost împreună, s-a despărțit de Ilie Năstase, că te căuta Ilie Năstase, că ai fost cu ea. Eu ți-am mai spus, lumea vorbește, da. Eu n-am, nu știu, la pomul o dată te duce așa. Ia atent, Ciucă adu Biblia, să jure pe Biblie. Îți mulțumesc, mi-a făcut plăcere. E, uite care e chestia, frumos, da? Stai, mi-a uitat telefonul. Deci când e Biblia, asta nu, da? Da, fii atent, hai că te las un pic așa să bei puțină apă, să-ți revii după momentul ăsta. Și după o scurtă pauză de publicitate revenim cu alte buze ale unor iubite. Hai să revenim sau cu aia 1000 de euro, știi? După aia. Da, oameni buni, asta vă zicem, să înceapă distracția. Înscrieți-vă pe lamaruta.romprotv.ro. Familiile care vor să aibă, eu știu, din partea noastră premii și să câștige și 1000 de euro de Moș Nicolae, familie cu copii, să se înscrie pe lamaruta.romprotv.ro. Ați văzut, eu și colegii mei vă îndemnăm să vă înscrieți la concursul nostru. Continuăm cu Cătălin Cazacu. Dar nu-i 1000 și... de euro pe care mi-ai dat un împrumut acum. Nu, nu, stai. Băi, am sperat, nu că eu mai știu asta. Serios, da, am înțeles. Și mergi pe mâna noastră, că până la urmă venim cu valiza cu bani. Asta, nu mai spune cuvinte de astea, te rog, eu nu te, la mine astea cuvinte, bani, iubire, nu mai spune de astea. Deci eu, nu, da, n-au legătură. N-au legătură, nu se prinde mine, nu bun, știu ce. Deci până acum au fost așa, două iubite, buzele... Băi, dar de ce tragem concluziile astea, băi? Deci a fost, băi, mai nene, devreme. Fii atent, hai să facem altfel. Mai mai recunosc. Eu dacă toată ziua mă uit pe poze, e normal. Și mă pricep, dacă vrei să mă întrebi, te spun. Și le faci așa vrei. Zoom la buză. Așa, sunt atent la detalii, exact asta spun. Înțeles, perfect. Așa. Fii atent, ia, uite-te la următoarele buze. Hai să ne uităm la următoarele buze. Ai două din două, oricum ai reușit. Aici? Cine aici? Deci pot să fie iubite sau pot să fie persoane din showbiz care n-au treabă cu tine. Tu îți dai seama că dacă eu acum recunosc poza asta și este cine cred eu că este, să vezi belea când a ieșit din emisiune și o să am de vorbit cu ăla care e fostul, care e tra-la. Bianca Drăgușan. Care e actualul. Că s-au împăcat, nu s-au împăcat. Mă, ce? De unde ai tu informațiile astea aici? Stai să-l ia-ți vedem. Ia eu? Victorie, să știi. Eu doar mă uit la poze. Atât. A, vulturul, mă! Asta zic! Da, mă gândeam că la cel, păi, care nu, e acum. Păi nu, e jumătatea mea mai frumoasă. Cum? Îți dai seama? Jumătatea ta mai frumoasă. Îți dai seama, frate, pe cuvântul meu, doar din poze știu, să mă ierte Dumnezeu. Din presă. Asta zic. Deci vezi, mă, da, bagi în belea. Are buze frumoase. Nu te, frate, e... Bă, ai trei soția, din trei, I guess. E soția. Aici? Aici am zis să trecem la alt nivel un pic, să fie pozele, gata, un pic mai... Știu. Cine? Stai, nu mai negociem la banii aia un pic, că mai ia 1000, nu mai punem ceva dacă recunoști aici. Ia zi, încă 1000. Încă 1000? Hai? Zi. Crim. Bă, dacă am recunoscut-o și pe asta, n-am. Păi bun. N-ai cum să ne recunoști că a fost iubita ta. Mă, dar cu de unde tragem concluziile? Bă, nu poți să zici că n-a fost iubita ta, că aduc Biblia. Adă Biblia, că eu chiar am vrut să citesc din Biblia în ultimul timp. Mamă, 4 din 4, perfect. Talentat. De ce? Ia zi. Acum ați dat seama că nu o să ne creadă nimeni că nu mi-a arătat pozele. Dar... Nu, nu o să creadă nimeni, dar oricum cu Crim nu poți să zici că n-ai fost, n-ai avut o legătură. Dar de ce ne oprim aici și de ce avem discuția asta? Ne luăm din asta! Asta, de ce ne-am, de la ce ne-am luat? Ia să vedem, recunoște acum? E. Ce o să spună chestia asta despre mine, că acum chiar nu recunosc. Nu pot să cred. Pe cuvântul meu. Adică chiar nu știi? Vorbesc serios. Deci nu știi. Răspuns final, nu. Deci nu știi? Nu. Ia uite. Hai să vedem poza întreagă, că ai zis că nu știi. Nu știu. Deci,
Recunosc, domnul de n-ai nu recunoscut-o, nu poate să zică nimeni nimic. Nimic, nu. Dar și unde am recunoscut e pentru că sunt un om social. Da, da, da. Sociabil și că sunt atent la detalii. Deci aici n-ai recunoscut? Nu, și în continuare mă gândesc bine dacă mai... 4 din 5 ai nimerit. Hai să vedem. Aici, ale cui sunt aceste buze? Dar serio, acum am văzut testul fostelor iubite. Mă, asta iară e cu capcan. Păi da. Nu recunosc buzele astea. Le recunoști? Nu. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu, nu are de Biblia. A, de Biblia. Dar stai un pic, Biblia o aduc dacă nu recunoști că ai avut o relație. Ține-o acolo, ține-o acolo. O cunoști? Ține-o acolo. Pentru mie, nu mai. Iartă-mă. Aici, a de Biblia. Deci nu? A de Biblia. Nu? Acum le cunosc, da, a de Biblia. Le cunoști bine? Da. Bine, bine? Dar de ce avem iară discuția asta? De ce nu ne putem întoarce în viitor cum ar fi? Hai să vedem poate ceva. Da, 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 exact. Hai să ne întoarcem hai în să viitor. Facem... Acum am dat seama. De ia ce să vedem aici. Nu. Pentru 1000 de euro. Nu știu cum se... Când zic... A de banii, Ciucă. Când zici 1000 de euro pe cuvântul meu... Păi fii atent. Ia uite. Televizor... Omul a venit, mă, cu valiza. Deci omul e pregătit. Arată că suntem oameni serioși. Am zis 1000, nu? 1000. Pentru 1000. Pentru 1000. Dar de ce ne zgârcim? Că mai ai? De unde dai de acolo îți dă Dumnezeu? Hai, nu că le pun aici, pun aici, uite, avem valiza plină. Pentru 1000. Zi. Hai să mai vezi o dată buzele. Mi s-a încețat așa privirea. Uite încă o dată buzele. Uite care chestia face jumătate, că ai plecut ceva. Măcar zi, nu te juca cu sentimentele mele, că eu când văd bani așa mă pierd. Zi. N-am și variante ajutătoare. Ai variante 3. Uite, fii atent. Îmi dai doar jumate și dacă... Ai avut o relație cu ea. Așa zice presa. Păi nu, că asta presa zice multe. Nu ne ajută. Chiar ne încurcă. E sexy. Cântă. Fată de cântăreț. Ai luat banii înapoi. Îți ia bani. Zi. Ia asta. Cântăreț. Ia mai bag acolo că ia mai aici. Ia de mult că doar i-am tipărit acum la serotul de aici de la... Că așa îmi vine mie memoria. Da. Zi, cât timp ați fost împreună? Păi nu, că n-am stabilit cu cine. Cu ea. Cum să zici? E sora mea, mă. Sora mea. Deci ca să știți. Ca să știți. Bă, stai să știe și lumea că ăștia sunt... Stai un pic să-mi dai să știe și lumea că ăștia sunt bani tipăriți aici la... Baniciu, fii atent. Îți recuzită, uite, de hârtie. De hârtie. Baniciu, fii atent ce spun, că tu mă cunoști bine. Eu pe banii ăștia m-aș vinde. Nu de alta, vine data de 15, rate la bancă. Exact. Aia e. Dar uite care e chestia. Cea mai mișto fată pe care eu o cunosc în viața asta, nu am avut niciodată nimic cu ea, e sora mea. Ana deci, Baniciu. Da, pe cuvântul meu. Băi, e o tipă foarte mișto, arată și foarte bine și foarte talentată. Asta spun, arată bine, te-ai uitat la mine, uite-te la mine. Crezi că arată și foarte bine și foarte talentată. Da, dar te rog, eu nu mai ține mâna pe banii mei, că am emoții, că tu... Lasă aici, că cine știe, așa. Nu pleca cu geanta de bani. Deci ai recunoscut, nu știu, ai avut o pornire spectaculoasă și apoi pe final... Dar oricum, e prima oară când îmi dau seama că, bă, dacă mi-am ținut gura a fost de bine, că mă duceam într-o altă direcție rău de tot, dacă... Mamă, cât de rău mă duceam! Da, îți mulțumesc că, uite, și dau o perioadă din ei, bă, m-am dat mai bine, îți mulțumesc! Lasă așa! Lasă-mă, da, tipărim aici că avem Xerox lângă noi. Asta că nu ai problemă, că eu... Asta e! Țin minte, ai să-mi dai până acum 1000, tu mai rupe din ei, de acolo, mai rupe și pe ăștia. Eu îți mulțumesc mult că ai trecut astăzi pe la noi. Da. Vreau să vadă lumea că ești un tip sensibil și vreau să văd ce declarație îi faci mamei tale. Mamă, dar de ce îmi faci asta acum? După pentru ce că mama ta se uită la televizor acum? Păi da, dar sper... Da, mama... E luni. Da, e luni. Da, mama... Dar vreau să vadă lumea un Cătălin Cazacu așa sensibil. Stai să intru... Deci trebuie să fiu sensibil. Dă-mi toate datele ca să intru în personaj. Bă, trebuie să-i mulțumești mamei tale, nu în personaj. Fii copil. A. Eu. Să-i... Cât te-a suportat femeia? Mamă, îți mulțumesc pentru toate zilele și nopțile astea în care mă suporți. Știu că puteai să ai mai mult mai bine de atât. Atâta s-a putut. Eu te iubesc de mor și o să te iubesc câte zile îi deschidă ochii. Și încă o dată îți mulțumesc că mă suporți. Te-ai emoționat un pic așa. Nu m-am emoționat la prima parte, la asta mi-s bine. La asta ai trecut, da? La asta am trecut să-mi dai banii.
Bine. Să nu plecăm de aici, să nu ne depărtăm banii. Ciucă, duceți-vă și mai tipăriți ceva. Hai, că e Xerox-ul ăsta acolo, merge. Hai, Ciucă, că mâine dimineață... Îți mulțumim mult de tot, ai mult succes. Din invitație. Vezi că și Ciucă e mare crai. Hai, craiule, vino cu mine, că avem de vorbit.